Nicoleta, care locuiește cu fratele ei, Adi, tocmai s-a despărțit de iubit. Haide că eu îl știu pe el destul de bine. Are pe altcineva, nu? O știi, Georgiana. Urât aia? Am auzit că ai rupt-o cu Robi. Frate-mi e cam bârfitor. Ține la tine și la fel și eu. Iar Ștefan, prietenul lor, îi face avansuri mai în glumă, mai în serios. Îmi place de tine. Ștefan, ce tu vorbești? Ți se pare momentul să te dai la mine? Însă când fata este atacată... Era cineva în bloc, nu mai vreau să intru acolo. Mi-e frică. Gata. Dar cum? Ai văzut pe cineva? Cum nu, n-am văzut. Ai văzut pe cineva? E bezne, întuneric. Se oferă imediat să-l ajute pe Adi să-l găsească pe făptaș. Omul ăsta chiar corespunde descrierii. E bărbat singur. E fost electrician și a și stat la noi în bloc acum ceva timp. Numai că atunci când încearcă să-și facă singur dreptate... Eu vă rezolv problema și tot eu sunt tras la răspundere? Agresiunea și hărțuirea se pedepsesc. Aveți noroc că vă dau doar 5.000 de lei amendă. Nicoleta, chinuită de coșmaruri... Mi-am adus aminte de toate momentele în care Adi a fost posesiv cu mine. Ia o hotărâre neașteptată. Mă mut. Oare cum va reacționa fratele ei? E clar că trebuie să fiu mai dur cu ea. Știu mai bine ce-i trebuie. Adi, termină, dă-mi telefonul.